Dezbaterea prins în parlament privind legea bugetului de stat pentru anul viitor, după mai bine de 3 ore și peste 60 de amendamente discutate, proiectul a fost votat de 55 de deputați ai majorității parlamentare. Deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, a declarat că ar putea să sesizeze Curtea Constituțională. După acest anunț, a urmat un schimb de replici cu președintele Parlamentului Igor Grosu. Probabil o să fim nevoiți să mergem după răspuns la Curtea Constituțională. Acum, dacă dacă este ok, deja o să trec la amendamente. Sigur că e ok. Poftim, amendamente. Super. Când nu a fost ok. Domnul Grosu, eu mai bine să nu comentez, că vreau nu, nu să, de de să vă supăra. Eu, eu am, Nu că să eu particip am fost... la bălți nu e ok. Poate... Eu, am, eu am oferit timp birichet. Eu puteam pur și simplu să spun, domnule, prima întrebare, a doua întrebare, mulțumesc, următorul, da? Poftim, sigur că se poate. Amendament. Eu știu că dumneavoastră, De meastră, știți, știți și puteți totul. Eu asta deja am văzut pe pielea mea, că puteți tot. Nu e adevărat. Tot e în mâinile Domnului, tot e în mâinile Domnului. Eu deja tot am înțeles, așa că mai bine trec la amendamente. Da, spate atunci fără comentariile care sunt de a colegilor dumneavoastră. Nu comentăm nu. niciun amendament nu. a doamnei deputat, vă rog. Asta nu au fost comentarii. Nu în fără sens fără comentarii. comentarii. Okay. Nu, în mod fără în normal și respectuos. Nu e parlamentul. Microfonul... Nu nu sunteți acasă la voi. Eu cred că înțelegeți. În ping-pongul dintre cei doi s-a implicat deputatul PAS Lilian Carp. Domnul președinte, eu o să mă refer la activitatea dumneavoastră, că nu puteți face faceți liniște. Înțelegeți, în Republica asta, când s-au furat un miliardă, au fost liniști. Când unii devin obrazni și cumpără voturi, tot e liniște în țara asta. Așa că vă rog frumos, cumva pe viitor, și bă, liniște până la capăt, oamenii își deprinși și ți furi în liniște. Opoziția parlamentară a propus zeci de amendamente în timpul ședinței plenare. Acestea se refereau la alocarea banilor pentru reparațiile școlilor, grădinițelor, drumurilor și altor proiecte sociale și de infrastructură. Totodată, fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor a propus să nu fie majorate salariile deputaților, a președintelui țării și altor demnitari. Însă acestea nu au fost susținute de majoritatea parlamentară. Proiectul legii bugetului pentru anul 2022 prevede majorare de salarii de la 1.300 la 1.500 de lei pentru demnitarii de rang înalt. Astfel, în contextul unor prognoze pesimiste, majorarea de salarii pentru denitarii de, de rang, înalt constituie o gestionare ineficientă a banului public. Toți vin cu sute de amendamente, domnilor, dar de bugetul ăsta, că o să crape tot acolo. Nu există posibilități. De ce veniți să vă faceți populism aici? Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor include venituri de 50,1 miliarde de lei, în creștere cu 9,2% față de 2021, iar cheltuielile sunt estimate la 65,2 miliarde de lei, cu o majorare de 13,1% față de 2021. Deficitul bugetar va fi de 15,1 miliarde de lei.